Podcastul a început în subsolul liceului nostru, când împreună cu 4 prieteni am participat la concursul JA România pentru a obține media 10 la antreprenorială. În timp ce ne gândeam la idei de proiect, ni s-a făcut foame și am realizat că nu avem ce mânca în licee. Așa s-a născut Refresh Appetite, un business care promite soluționarea alimentației din licee. Fie că ești elev, părinte sau profesor, tuturor ni se face foame atunci când lucrăm. La liceu, pur și simplu nu ai acces la alimentație calitativă. Noi venim în sprijinul vostru și oferim o alimentație calitativă prin businessul nostru. Poate că toți am greșit stând în banca noastră. Cât timp tu aștepți schimbarea, noi aducem chiar în fața liceului tău. În ultimul an, doar 10% din food truck-uri au rămas deschise. Astfel, avem peste 140 de venduri cu mâncare care caută clienți doar în București. Suntem elevi din clasa 12 și vrem o alimentație calitativă la școală. Așa am început Refresh Appetite și prima lună pilot la Colegiul Ion Socolescu împreună cu Footy, primii noștri parteneri, dar și cu Indiven și Volkswagen. Nu avem competitor direct, dar împărțim piața cu magazinul de la col și buticul școlii. Reprezintă doar o alternativă fragilă pentru elevii ce vor să mănânce la liceu. Fiind un produs deja testat pe piața reală, sunt peste 300.000 de elevi în București care caută alimentații sănătoase. Și parcă altfel înveți cu burta plină. În plus, elevii își pot comanda prin aplicație, totodată alegând ce food truck vine odată la 2 săptămâni. Casele noastre sunt sub formă de comisiuni din vânzări, iar o parte din banii obținuți se duc către bugetele școlilor. În plus, odată intrate în ecosistemul nostru, food truck-urile evită algoritmul birocratic, beneficiază de consultanță nutrițională, campanii de marketing și multe altele. Avem nevoie de mentorat, dar și de investiții pentru mentenanța aplicației.